Ascultați-mă ceea ce vrea să ne vorbească cuvântul Domnului în dimineața aceasta. Cuvântul Domnului zice în 1 Împărați, capitolul 3, la versetul 5. La Gabaon Domnul s-a arătat în visul lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis: cere ce vrei să-ți dau. Mă opresc aici și dăm voie să spun o întrebare personală. Dacă tu te-ai aflat în locul lui Solomon și Dumnezeu ți-ar pune direcție întrebarea aceasta: ce vrei să-ți dau? Cere! Ce ai cere în dimineața aceasta? Tu ce ai cere în dimineața aceasta? În dimineața aceasta ne-am rugat pentru cei care trec prin suferință, prin probleme. Și tocmai azi dimineață, pe la ora 4, citeam de această familie din Anglia, care copilașul lor scump și drag de 2 ani de zile a fost perfect sănătos până la vârsta de 2 ani și de la 2 ani nu-și închipuiesc, nu știu cum de este în aparate. Ce este viața? Dacă Dumnezeu te-ar întreba pe tine în dimineața aceasta: ce vrei? Ce ai cere? Viață lungă? Prosperitate? O nouă casă, o nouă mașină, un loc nou de muncă? Ce ai cere? Ce am cere în dimineața aceasta lui Dumnezeu? Și aș vrea să citim în continuare și să vedem că cererea aceasta lui Solomon a plăcut Domnului. Ceea ce El a cerut a plăcut Domnului și în dimineața aceasta aș vrea să ne rugăm și să-i cerem lui Dumnezeu, dacă îi cerem ceva, dar să-i cerem după voia Lui. Amin, amin. Să-i placă Domnului cererea noastră, amin, amin. Să-i placă Domnului mijlocirea noastră. Amin, amin. Ce ceri în dimineața aceasta? Dacă Dumnezeu vine la tine și te întreabă în dimineața aceasta: ce vrei să-ți fac, ce ceri, tu ce ai cere? Mântuire? Iertare? Putere în slujire, putere în ecaz, spuneam data trecută, putere în slujire, putere în ecaz, putere ca să ne păstrăm haina curată. Dragii mei, ce ai cere în dimineața aceasta lui Dumnezeu? Orice ai cere, dragii mei, haide să cerem ceva după voia lui Dumnezeu, ceva care să-i placă lui Dumnezeu, ceva care să atingă inima lui Dumnezeu. Amin, amin. Nu știu care este cererea voastră, dar orice ați cere, să placă lui Dumnezeu. Să atingă inima lui Dumnezeu. Amin, amin. Și El să ia aminte la rugăciunile noastre, pentru că cuvântul Domnului spune acolo în Împărați că i-a plăcut cererea aceasta. Și pe lângă cererea pe care Solomon i-a făcut-o Domnului, Dumnezeu a adăugat multe altele. Doamne, în dimineața aceasta vrem să ne proșternem înaintea feței Tale cu cereri care să atingă inima Ta. Și ceea ce vom cere să placă Domnului și ceea ce vom mijloci să fie după inima lui Dumnezeu. Ne rugăm, Domnule, proșternem în rugăciune.